1989, pe scena Casei de Cultură Mihai Eminescu din București, și a însemnat un protest al poetului Cezar Ivănescu împotriva modului în care s-a sărbătorit centenarul morții lui Eminescu sub dictatura comunistă. Deși spectacolul a fost înregistrat pe o casetă video, televiziunea română liberă atunci nu a acceptat decât după câțiva ani buni să difuzeze câteva fragmente din spectacol într-o emisiune realizată de regretata Gabriela Negreanu. În anul 2000, anul Mihai Eminescu, Cezar Ivănescu, laureat al Premiului Național de Poezie Mihai Eminescu, a realizat acest spectacol pe scena națională lui Ieșean și a făcut un turneu prin țară. Cezar Ivănescu consideră acest spectacol drept o formă de artă tradițională, nu tradiționalistă, căci reface alianța poeziei cu muzica și cu scrisul. Pornind de la capodopera eminesciană Doina, Cezar Ivănescu nu doar își urmează și glorifică maestrul, ci polemizează cu el, descriind situația paradoxală trăită de români sub dictatura ceaușistă, când au fost asupriți de unul de-a lor, mai rău decât au fost oprimați de străini vreodată. Spectacolul Doina, Închinare lui Mihai Eminescu, ni-l revelă pe Cezar Ivănescu în deplină maturitate artistică, în tripla sa manifestare de poet, muzician și actor. Cezar Ivănescu. Fun.
Și spune-mi,